Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Oameni, Locuri, Fapte. Astăzi am poposit aici la Mănăstirea Jiana din județul Mehedinți pentru a sta de vorbă cu Părintele Stareț, Protosinghel Augustin Dragomir. Doamne ajută, bine v-am regăsit, Părinte! Bine ați venit și mă bucur să găzduiesc o echipă care înțelege să facă o emisiune a unei realități, nu a unor ficțiuni, pentru că oameni, locuri, fapte sunt realități. Da, sunt realități care trebuie ilustrate și trebuie arătate oamenilor, pentru că se întâmplă adesea să trăim într-un județ, într-o țară, să nu știm prea multe despre noi, despre locurile pe care sunt atât de aproape de noi, așa cum poate că se întâmplă și cu Mănăstirea Jiana, care a răsărit din mijlocul câmpiei. Am scris odată un articol la începuturile acestei tinere mănăstiri, denumindu-l Jiana, Mănăstirea din mijlocul câmpiei. De fapt, aici este un loc pe o colină, atât de frumos așezat, parcă de Dumnezeu primitor pentru această mănăstire. Istoria ei începe pe undeva, dacă mi-aduc bine aminte, prin anul 2008, însă ea se conturează ca realitate. Acum 4-5 ani de când dumneavoastră ați venit aici ca stareț al mănăstirii. Aș vrea să-mi spuneți ce ați găsit și cu ce gânduri ați venit aici. În primul rând, gândul care m-a mânat spre ctitoria acestei mănăstiri, deși eu am preluat, să spunem așa, lucrurile un pic din mers, pentru că acei deja era o documentație făcută, era, să spunem, cât de cât câteva camere așezate pentru vieți locuit, dar doar atât. Restul proiecte, promisiuni și poate gânduri bune al unor persoane care până la urmă n-au reușit să ducă la capăt dorința lor. În schimb, am găsit foarte multă bunăvoință și sprijin din partea episcopiei, din partea Secretariatului de Stat pentru Culte și mai ales din partea credincioșilor din jur, în special anumite persoane din Severin, urmașii ctitorilor acestei mănăstiri, care au ajutat foarte mult, și alte persoane. Am găsit însă lucru paradoxal. Cele mai frumoase bălării, cele mai puternice bălării care le-am văzut în viața mea, aici le-am văzut. S-au și lăsat greu paradoxal, desprinse. E paradoxal. Eu, ca țăran, născut și crescut la țară, știu că acolo unde bălăriile cresc foarte mari, pământul este foarte roditor. Dar bălăriile erau pentru că pământul nu era muncit, nu era exploatat. Și am zis, Doamne, dacă și bălăriile sunt așa mari și frumoase aici, îmi închipui eu, ce frumoase vor fi legumele și cerealele care, și copacii pe care îi vom cultiva aici. Și m-a atras foarte mult lucrul ăsta, mult paradoxal. De obicei, un om când vede bălării, de să fugă. Da, corect, da. Așa este. Dar nu m-am speriat. Mi-a plăcut foarte mult, zic, Doamne, dacă există atâta putere de rodire în acest pământ, aici nu trebuie decât o minte limpede, o inimă sinceră și doritoare și niște mâini care să lucreze. Asta este ceea ce am găsit. O parcelă de pământ frumoasă, însorită, plăcută, o zonă cu ierni blânde, verile, chiar dacă sunt foarte toride, asta ajută la coacerea roadelor, nu la plictiseala celor care le place să stea la umbră. Da. Așa. Dar ceea ce pe mine m-a mișcat foarte mult, faptul că această zonă este o zonă săracă. Același lucru, în general, pe cei care pornesc la un drum, caută la un drum nou în viața lor, nu caută un loc bogat. Pe mine și sărăcia mă atrage. Deci bălăriile și sărăcia. De ce mă atrage sărăcia? Dom'le, sărăcia este ca un teren pe care nu s-a cultivat multă vreme nimic.
În clipa în care pe acel teren răsare o floare frumoasă, și terenul capătă o valoare pentru că apare o speranță, și floarea aceea, pentru că a răsărit așa ca din senin acolo, capătă mai multă frumusețe. Și asta a fost pentru mine gândul, primul gând care am venit aici, că am apărut într-o terra missionis, adică într-un pământ bun de a face misiune. Da. Pentru că dacă te duci să propovăduiești la cei care deja știu totul, așa, te efectul duci într-un centru urban unde oamenii sunt super informați, oamenii au citit destule, oamenii știu de toate și mai vii și tu să le mai spui povestea ta și ei nu prea interesează. Dar în clipa în care te duci într-un loc unde oamenii au această stare de sărăcie sufletească, nu neapărat ca o vină, ci ca o stare. Nu dăm vina pe nimeni că am fost întrebat la un moment dat, domnule, am auzit că dumneata ești starețul mănăstirii de la Jiană. Da, domnule, eu sunt. Ce și câți stareți sunteți acolo? Așa, da, nu apropo știa, de sărăcia sufletească. Da, omul nu știa că la o mănăstire este doar un singur stare, ceea ce las sunt viețuitori. Da, sunt cei 50 de ani de comunism, părinte, care au schimbat suflete, mentalități, ne-au lăsat în urmă cu multe și e foarte greu de recuperat spiritualitatea noastră, de fapt, care ne caracteriza odinioară. Și atunci, cred că este nevoie de mult timp și cred că și de dorință ca să poți să înveți lucrurile din mers, pentru că nu este simplu. Acum, ce ați făcut dumneavoastră aici este așa, ca o carte de vizită și ca o carte deschisă care se scrie permanent, eu așa o văd. A început să se scrie foarte frumos această carte. Mi-amintesc că cu ani în urmă veneam aici și, așa cum spuneați, era un câmp plin de bălării și din fiecare an am văzut altceva. Am văzut o livadă cu pomi mulți, peste 500, dacă mi-amintesc bine, roditori. Am văzut vie, am văzut grădină, am văzut gard, am văzut biserică, am văzut de toate. Astea nu se fac decât cu foarte mult efort. Cum ați reușit să treceți prin toate cele ale vieții de zi cu zi și să faceți ce ați reușit să faceți aici? În primul și în primul rând, trebuie să amintesc un cuvânt pe care îl spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia sa: căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor adăuga sau vi se vor dărui. Da. Noi oamenii n-am venit de nicăieri și nu ne îndreptăm nicăieri. Credem cu tot sufletul că am ieșit de la Dumnezeu și ne întoarcem la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, care a dat viața, o și susține. Eu nu pot să spun că acest proiect a fost al episcopului sau a fost al meu sau a fost al unor ctitori. Este un proiect comun, dar înainte de toate a fost în planul lui Dumnezeu și este în planul lui Dumnezeu. Pentru că s-au trăit momente, și eu am trăit aici momente în care am văzut real intervenția lui Dumnezeu. Și vă spun, vă dau un exemplu. De foarte multe ori rămânem fără niciun ban. Nu mai am cu ce să merg înainte. Și chiar mi s-a întâmplat ca unul dintre muncitori, dintre angajați, să îmi ceară salariul. Și am spus, te rog, așteaptă până duminică, duminică se face Sfânta Liturghie, și dacă strigăm la Dumnezeu, e imposibil Dumnezeu să nu ne audă. Duminică dimineața la ora 7, când nu vine nimeni la biserică, la ora 7 dimineața, cine vine la biserică? Să vin serios. Și e toată lumea treaba asta. Eu eram în Sfântul Altar și mă pregăteam pentru Sfânta Liturghie. Și dintr-o dată văd că se deschide ușa diaconească și o femeie, cam la 60 de ani așa, cu un batic pe cap, mi-a întins un plic. Am luat plicul și am dat să vorbesc cu persoana respectivă ceva. Dar imediat a făcut stânga în prejur, a plecat și n-am mai văzut-o. Nu o cunoșteam, n-am văzut-o decât o clipă, a dispărut, n-am mai văzut-o, nu știu cine e, dar în plic era exact suma de bani pe care o datoram acelui muncitor. Incredibil. Și atunci, sunt lucruri trăite, nu sunt povești aruncate să impresionăm lumea. Și atunci nu putem să nu vedem că darul lui Dumnezeu este cu noi. Vă mai dau un simplu exemplu. Pentru mine este tot intervenția lui Dumnezeu.
Se știe foarte bine că în România mâna de lucru specializată e foarte rară și foarte greu găsești oameni specializați să fie liberi atunci când vrei tu. Noi construim acum o casă de oaspeți. Foarte greu m-am luptat să găsesc dulgherii să facă lucrarea asta, dar mi-era foarte teamă cu tinichigii. Ce voi face că tinichigii sunt oameni foarte greu de găsit să facă un anume fel de croia la table și să știe să lucreze cum trebuie. Și spre marea mea minune și uimire, așa, minunare și uimire, pardon, când am sunat, tinichigii a spus: părinte, suntem aproape de dumneavoastră în zonă, venim să stăm de vorbă și zice să știți că suntem liberi de săptămâna viitoare, putem începe. Adică este aproape incredibil și nu cred în coincidențe, pentru că nu e o coincidență formula apei, nu este o coincidență limpezimea aerului, nu este o coincidență culoarea verde a ierbii, nu e nimic coincidență în lumea aceasta. Totul este într-un plan al lui Dumnezeu. Și dacă vezi lucrul acesta și îl înțelegi, te bucuri și dai slavă lui Dumnezeu și pui în valoare dragostea cu care Dumnezeu ne însoțește atunci când avem gânduri bune. Da. Și gândul meu care este referitor la această mănăstire și la prezența ei? Dom'le, știința este capul omenirii, iar credința este inima omenirii. Capul fără inimă nu valorează, nici inima fără cap. Și atunci, omenirea, dacă se depărtează de credință, ajunge o omenire seacă, poate foarte inteligentă, foarte pricepută. Au apărut tot felul de lucruri în lumea aceasta că te uimesc. Dar ce faci cu ele dacă nu le folosești cu inima? Ce faci cu ele dacă nu ai cu cine împărtăși bucuria acestor lucruri minunate pe care noi le facem ca omenire? Ce faci cu ele dacă, după ce le-ai făcut pe toate, trimiți o rachetă intercontinentală și a distrus tot într-o clipă? Ce faci? Atunci, nu progresul este important, ci inima cu care trăiești în această lume. Și pentru mine, prezența unei mănăstiri seamănă cu prezența unei fântâni. Cât de prețioasă este o fântână într-o câmpie, când mergi kilometri întregi și arzi de soare și de sete, găsești o fântână și te răcorești. La fel, prin necazurile care trece omul în ziua de astăzi, toate suferințele, toată înstrăinarea de sine a omului și înstrăinarea omului de om, găsești o mănăstire unde îți alini sufletul, unde te liniștești, unde te bucuri, unde te echilibrezi, unde îți regăsești originea ta și destinul tău. Face foarte mult în lumea în care trăim să găsim o speranță, să găsim un punct de sprijin, să găsim o viziune corectă a vieții, ca să ne și putem bucura de tot ceea ce facem. Da. În ultimii ani ați creat aici așa un pol al bucuriei, o oază de credință și speranță. Am ajutat Dumnezeu să ajung destul de des aici și am văzut între noriași foarte mulți, pot să spun foarte mulți, intelectuali, oameni pe care îi cunoșteam din oraș și pe care i-am găsit aici de fiecare dată venind de la rugăciune, într-un loc atât de mic și de smerit, dar cu atâta trăire duhovnicească pe care, de care cred că toți avem nevoie. Fugim de locurile mari, ne simțim de multe ori mai bine în locurile acestea mici, așa cum se rugau odinioară creștinii noștri. Și m-am bucurat să văd că oamenii vin așa aproape de dumneavoastră și vă caută cuvântul. Cât de important este astăzi, Părinte, cuvântul acela de care avem nevoie să ne adăpăm din el și să-l știm că acela este cel bun, cel trimis de Dumnezeu, că așa cuvinte sunt multe, puține da. Sunt cele folositoare. Da. Două lucruri foarte importante am de spus în privința asta. În primul rând, sunt trei cuvinte care încep cu C. Cunoștință, conștiință și credință. Se apropie intelectualii pentru că au multă cunoștință. Cunoștința crește conștiința. Și un om care are o conștiință foarte înaltă, acel om se apropie de Dumnezeu pentru că Dumnezeu este la înălțime.
Pe de altă parte, cât de important este cuvântul, importanța cuvântului dă conținutul lui. Pentru că dacă luăm cuvântul doar strict rațional, el este o înșiruire de sunete cu un sens rațional. Dar noi vorbim despre cuvinte, mai ales referindu-ne la conținutul lor. Ce este conținutul unui cuvânt? Este și sensul logic, dar este și emoția pe care, și energia pe care acel cuvânt o are. Noi credem în energia harică a cuvintelor și folosim cuvinte harice. Exemplu, cel mai bogat cuvânt în conținut haric este cuvântul te iubesc. De ce? Pentru că acest cuvânt este un cuvânt pe care noi îl folosim pe pământ, dar el nu are nici început, nici sfârșit. Este un cuvânt etern. E un cuvânt care vine de la Dumnezeu. Să nu uităm că omul nu învață singur să vorbească, trebuie să-l învețe cineva. Pe Adam l-a învățat Dumnezeu să vorbească. Și atunci Dumnezeu nu i-a dat doar cuvinte pe care să le folosească ca pe o marfă de schimb, ci i-a dat cuvinte prin care să comunice. Ce este comunicarea? Comunicarea este începutul comuniunii. Dacă noi doar comunicăm și nu ajungem să trăim starea de comuniune, și este exemplu foarte simplu, cineva îți comunică că te iubește, dar în același timp s-a născut o comuniune între tine și persoana care ți-a spus așa ceva. Și iarăși un alt cuvânt bogat în conținut haric este cuvântul iartă-mă. E atât de minunat acest cuvânt încât el te transpune într-o stare. Când cineva care ți-a greșit și greșindu-ți, te-a făcut să trăiești o stare de rană adâncă, sufletească. În clipa în care vine și spune iartă-mă, atunci cumva înnoadă firul rupt al comuniunii. De fapt, iartă-mă ar trebui să stea tot timpul lângă te iubesc. Sigur că da. Păi, cu conținutul cuvintelor harice e același. Este dragostea lui Dumnezeu care se revarsă către această omenire. Și noi, folosind aceste cuvinte harice, noi întoarcem dragostea noastră, dând-o aproape lui nostru, de fapt o întoarcem către Dumnezeu. Și atunci este atât de simplu de înțeles lucrurile acestea, pentru că le trăim. Orice om a trăit pe aceste iubesc, sau nu neapărat a trăit aceste iubesc. Te iubesc se spune și zâmbind. E un cuvânt care se poate folosi fără cuvinte, doar prin gesturi, sau când cineva te îmbrățișează. Sigur că da. Sau când cineva scapă o lacrimă pe obraz, că te desparți, pleci undeva departe. Și poate nu poate să spună te iubesc, poate nu știe să spună lucrul acesta. Dar vezi cum se prelinge o lacrimă pe obrazul lui. Și atunci îți dai seama de dragostea care este în sufletul acelei persoane. Și atunci e nevoie de cuvânt pentru că e nevoie de viață. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când a spus celor care îl înconjurau că cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, acela nu are viață în sine, oamenii s-au zmintit și au plecat, l-au părăsit. Au rămas doar cei 12 apostoli. Și Mântuitorul Hristos a spus, voi de ce nu plecați? Iar Sfântul Petru a spus, unde să ne ducem de la tine, învățătorile, că tu ai cuvintele vieții veșnice. Deci, vedeți, cuvinte, viață, veșnicie. Da, deci, de ce e nevoie de cuvânt? Pentru că noi suntem ființe muritoare, dar cu vocația veșniciei. Vrem să devenim ființe veșnice. Și nu ne putem înveșnici fără cuvintele vieții veșnice. Fără conținutul haric al cuvintelor. Și conținutul haric al cuvintelor vine din iubire. Vine din dragoste, dragostea lui Dumnezeu către noi, dragostea noastră către Dumnezeu și dragostea noastră unul către altul. Da. Oamenii lumii de astăzi se îndepărtează de ei înșiși tocmai pentru că se îndepărtează de Dumnezeu și se îndepărtează de cuvântul acesta haric despre care atât de profund și frumos spuneți, Părinte. Și nu degeaba vin necazurile peste noi în lume pentru că uităm să fim așa cum ne vrea Dumnezeu. Credem că așa cum vrem noi e cel mai bine și credem că noi suntem în mijlocul tuturor lucrurilor și nouă ni se datorează totul. Orice realizare aparentă, orice nou succes pe care
căutăm să-L nobilăm doar cu ceea ce suntem noi, uitând că dacă Dumnezeu nu punea picătura aceea de speranță și de realizare, nu se întâmplau lucrurile. Poate ajungem mai târziu să înțelegem asta. Bine ar fi să putem să conștientizăm din vreme ca să știm cum să ne ghidăm viața. Se poate să trăiești doar după regulile tale proprii, așa cum trăiește multă lume azi? Este o mare confuzie între libertate și voluntarism. Asta este drama generațiilor care trăiesc în vremurile acestea. Pentru că setea de libertate o avem. Darul libertății le avem prin creație, de la Dumnezeu. Dar a face ce vrei nu înseamnă a fi liber, ci înseamnă a fi un voluntarist. Pentru că libertatea fără conștiință, fără cunoștință și fără credință este de fapt un voluntarism. Voluntarismul niciodată nu ține cont de nimeni, decât de sine. Este produsul egoismului. Iar libertatea este produsul iubirii, pentru că eu nu vreau să fiu liber de unul singur. Pentru că asta înseamnă să mă întemnițez în temnița egoismului. Eu vreau să fiu liber împreună cu tot neamul meu, cu toată această omenire. Și atunci eu nu mai pot să fac ce vreau, ci trebuie să fac ce este bine, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, ce este bine spre zidire. Adică spre construcția la care noi trebuie să participăm. Această lume este creația lui Dumnezeu, dar ne-a dat o nouă îngrijă. Și atunci noi trebuie să împreună zidim fericirea. Și nu fericirea mea este mai importantă decât fericirea celor din jurul meu. Pentru că eu fără ei, de ce aș fi fericit? Cum să fiu fericit? Atunci ar trebui să mă izolez, să trăiesc singur. Deci atâta vreme când nu trăiesc singur, eu nu pot fi fericit dacă nu sunt fericiți cei din jurul meu. Și cei din jurul meu nu pot fi fericiți în mod artificial. Eu trebuie să creez acea fericire. Adică un zâmbet, o vorbă bună, un ajutor, un gest frumos. Și atunci eu, prin binele pe care îl fac, creez fericire în jurul meu. Ăla e un om liber. Iar un om voluntarist este cel care, nu numai că el face ce vrea, ci îi se subjugă pe ceilalți, le taie libertatea celorlalți, le calcă libertatea celorlalți ca să se simte el bine. Și în felul acesta, acești oameni sărmani sunt, în loc să fie liberi, sunt sclavi a unor mentalități destructive. Nici ei nu sunt fericiți, nici alții nu pot să fie fericiți. Deci, dacă fiecare și-ar crea legea lui proprie, omenirea ar fi un haos. Pentru că, să spunem, mâine am treabă să mă duc nu știu unde și să fac ce vreau eu acolo. Și soarele spune, uite, nu mai vreau să răsar. Că ce treabă am eu cu tine? Du-te și fă ce vrei tu, dar eu nu mai vreau să răsar. De ce tot ce ne înconjoară are o legitate? De ce tot ce ne înconjoară trebuie să funcționeze conform unei legități? A unei armonii universale sau unei inteligențe desăvârșite care le coordonează pe toate? Și atunci doar noi, oamenii ca ființe raționale, să deviem de la acest lucru? Când cel mai important lucru este să fim împreună, să fim fericiți împreună, nu să fiu fericit și de restul, cum spunea Machiavelli, după noi potop. Nu. Astea sunt mentalități destructive, mentalități, eu le-aș numi și demonice, pentru că demonul, nemaiputând iubi, se ocupă cu distrugerea celor din jur, de distrugerea creației lui Dumnezeu. Și el nu vine să-ți dea o palmă, dar te face să urăști pe aproapele tău, să-i dai o palmă celuilalt și după aceea ți-o primești și tu înapoi. Dar dacă tu iubești în mod adevărat și ești o făptură liberă, îți dai seama că fericirea ta este fericirea celorlalți. Numai atunci poți să fii fericit. Și numai în comuniune, numai în unire. Că, să zicem, dacă bunica n-avea chef să ne îngrijească, nu? Zicea, eu fac ce vreau și eu nu vreau să fac asta, nu vreau să îngrijesc de ăsta mic, că nu l-am făcut, el a făcut măsa, să aibă grijă măsa. Dacă se întâmpla lucrul ăsta, generațiile dinaintea noastră, dacă nu și asumau responsabilitatea de a ne crește, de a ne educa, unde eram azi? Ce era cu noi azi? Atunci, vedeți, a face ceea ce vrei nu te eliberează, nu te face fericit. Ceea ce face ceea ce trebuie îți dă libertate și îți dă fericire. Da, foarte frumos. Mă gândeam acum, în timp ce atât de frumos spuneați, că nu faceți ce vreți aici.
faceți ce vă dă libertate și fericire și faceți să fie bine pentru noi toți. Ca să se întregească acest loc, e important ca fiecare să punem câte o pietricică oricât de mică aici la această zidire, la propriu, fizică și sufletească în același timp, pentru că locul acesta e atât de frumos și prinde contura atât de frumos de la un an la celălalt. Sunt convinsă că aveți nevoie de oameni care să vă acorde sprijinul așa cum v-au acordat și până acum, și pentru că aici undeva în spatele nostru se zidește încă ceva, părinte, poate că ar fi bine să facem, nu știu dacă un apel, să le spunem oamenilor de ce mai este nevoie aici, pentru că tot timpul este nevoie de ceva ca să fim, așa cum spuneați, fericiți împreună. Da, este foarte important să înțelegem că dragostea trebuie să se arate prin gesturi reale. Nu există dragoste teoretică. Dacă Dumnezeu ne-ar fi iubit teoretic și n-ar fi crescut merele în pom și roșiile în grădină, n-am avea ce mânca. Dacă Dumnezeu ne-ar iubi teoretic și n-ar slobozi norii ploaie, să adape pământul și soarele să încălzească pământul, n-am exista. Atunci, dragostea este cea care se arată prin jertfă, prin dărnicie, prin, așa cum spune Patriarhul Daniel, dragostea jertfelnică. Absolut. De unul singur nu pot să fac nimic. Vedeți, nu este vorba nici de a face apel, nici de a cerși, ci de a crea o stare de bucurie, pentru că vorbeam puțin mai înainte, că necazul împărtășit cu cineva scade la jumătate și bucuria împărtășită cu cineva crește. Când vii într-un loc și ai doar pretenții sau doar critici, că aia nu-i făcută, că aia nu se vede bine, că aia nu-i terminată, că ce fac ăștia aici, n-ai nicio satisfacție, nicio bucurie. Dar când vii și spui, uite, am fost și eu acolo și uite, s-a făcut biserica asta și prin jertfa mea, și prin dragostea mea, altfel te bucuri, altfel înțelegi, altfel trăiești momentul respectiv. Atâta vreme însă cât stăm pe margine și criticăm și judecăm că ce atâta biserici, ce atâtea catedrale, ce atâta... Păi, îmi spunea la un moment dat, eram undeva pe o terasă în Atena și s-a apropiat de mine un evreu. Mi-a spus, uite, sunt evreu, așa, putem intra într-un dialog? Da, zic. Zice, dumneata, chiar crezi în ceea ce faci? Și eu i-am spus, știți ce înseamnă psihologie? A, păi zice, soția mea e profesor de psihologie. Păi uite, vă dau o formulă. Psihologie fără teologie egal zoologie. Și atunci, dacă vrem să trăim la nivel zoologic și nu la nivel uman, antropologic, și nu la nivel teologic, nu? Care înseamnă conștiința ta despre Dumnezeu și cunoștința despre Dumnezeu, atunci să nu facem nimic, să stăm pe margine să criticăm. În schimb, spun un lucru foarte limpede și lămurit. Nu dispare Dumnezeu din cer pentru că cineva nu crede în El. Nu o să dispară mănăstirea pentru că cineva nu o să ajute. Nu o să dispară. Dar tu rămâi în afara acestei lucrări. Rămâi în afara împărăției lui Dumnezeu dacă nu vrei să faci nimic. Rămâi în egoismul tău, rămâi în anonimatul tău. N-ai câștigat nimic. Pe când așa, tot cel care ajută o mănăstire, o biserică, eu am spus o expresie foarte frumoasă, se face contemporan cu Ștefan cel Mare. Da, pentru că Ștefan cel Mare a ctitorit cele mai multe biserici și mănăstiri, datorită acestor ctitorii noi am dăinuit ca neam, și atunci și noi suntem datori să lăsăm ceva pentru generațiile care vor veni. Vă mulțumesc foarte mult, părinte, pentru acest răgaz sufletesc și să dea Dumnezeu să ne întâlnim în situații la fel de frumoase și să aud, de ce nu, să auzim cu toții că de astăzi mai multe suflete s-au îndreptat către acest loc care, așa cum spuneam, prinde contur atât de frumos și sunt convinsă că aici va rămâne o oază de spiritualitate foarte puternică. Să dea bunul Dumnezeu ca neamul nostru să rămână atât de frumos cum a fost întotdeauna. Vreau să închei cu aceste cuvinte. Am fost emigrant în Spania timp de 15 ani. Tare mult mi-a fost dor de țara mea și de neamul meu
și m-am întors acasă să îi dau tot ce am adunat bun în Occident și să fac să sporească, să crească ceva și aici la noi. Dacă toți românii care au plecat afară ar avea acest gând și această dorință, nu să stăm să criticăm pe unii și pe alții, nu să intrăm în politică sau să facem tot felul de nebunii, că și unii și alții sunt parcă tot o apă și un pământ, ci să facem cât un colț de rai fiecare unde suntem. Și atunci, țara noastră va rămâne ceea ce a fost în istorie. Un picior de plai și o gură de rai. Doamne ajută! Mulțumim!